Surorile Andrei au privit emoționate spectacolul. N-au lipsit de la sala Palatului în niciuna din cele trei zile de concert. Ce faceți? Iar uite, am venit la Andra la concert. Ai venit cu cel mic? Da, bineînțeles, toată familia. Cine mai e aici? Toată familia? Eu, sora cea mare, Diana. Aveți emoții pentru Andra? Da, bineînțeles, da. Cum altfel? Avem emoții de ceva vreme, avem emoții. Ați vorbit cu Andra astăzi, ce a zis? Ea e emoționată un pic. Dar noi am făcut-o veselă, i-am cântat astăzi toată ziua pe WhatsApp. Am făcut-o să zâmbească, că are emoții mari și noi la fel pentru ea. Dar o să fie bine. Ce îi urăm în seara asta, Andrei? Succes. Succes. Putere. Da. Să reziste. Sunt trei zile de concert. Este foarte greu. Da. Noi multe o susținem, repetiții. O susținem moral, o încurajăm și ne-am propus să rămânem săptămâna viitoare cu ea, să o mai liniștim, să calmeze, cafetele, să așa discutăm. Veniți și mâine și poi mâine la concert? Da, bineînțeles, toate zilele suntem aici alături de ea, cum altfel? Andra, te iubim, noi cu tine vrem să fim! Împreună cu familia ei, Andra a creat momente care au atins coarda sensibilă a publicului. Suntem pe poziție! Emoții? Pentru Andra. Sunt ceva emoții, că e primul. Unde-i tata? Unde-i tata? Trebuie să apară și el. Apare și el, da. O să iasă mod sigur. Fică iubirea schimbă tot! Părinții Andrei abia și-au putut ține în frâu lacrimile atunci când și-au văzut copiii pe scenă. Au privit mândri cum artista își împlinește un vis, iar asta le-a umplut inimile de fericire. Veselie, zâmbete, văd că sunteți într-o formă foarte bună în această seară. Păi de aceea sunt așa, că vreau să-i transmit și Andrei. Aveți emoții? Toată viața mea am avut emoții de câte ori a urcat Andra pe scenă și nu vor dispărea niciodată. Așa am început. Noi doi am stat și în chirie și cum am putut și am ajuns aici. Dumnezeu ne-a ajutat. Cum este? Ați vorbit cu ea? Acum am zâmbit un pic către ea. Hai la tata, nu te lăsa. Ea mă știe pe mine și da, probabil când o vedea-o pe mamă sa e mai emotivă. Aveți emoții? Sincer, da. Am așteptat momentul de 15 ani. Am spus și zic din nou, întotdeauna am încurajat-o și i-am spus, zic, Andra, gândește-te, hai să venim și noi. Ca și cum ai plantat un pom, pomul crește, face frunze și pe urmă dă fruct. Acum e momentul să strângi fructele. Nu mai vreau să pupesc. Nu mai puteți de mult. De două zile n-am prins-o, nu i-am simțit mirosul. Nu știu. Se vede cu ea în fiecare zi și este foarte dor de ea. Am spus, e o dorință de-a ei, de mică copilă. Când a urcat pe scenă, întotdeauna, mamă, eu o să fiu artistă. Da, mamă, așa o să fiu. Bună seara! Poate nu s-a auzit. Bună seara! Bine ați venit! Îmi tremură picioarele, îmi tremură mâna, îmi tremură inima, mine, mi-e frică să nu să rupă. Din suflet vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea și faceți parte dintr-un vis împlinit. E un vis împlinit de mic copil, îți dai seama la 6-7 ani să ai dorința asta și au fost niște ani de muncă foarte grei, dar s-o împlini visul, Cele mai frumoase fructe le adun acum din pomul ei adevărat. Toți cei dragi Andrei au fost alături artistei cu sufletul deschis și cu gânduri bune. Aoleo, chiar acum vorbeam cu Aura că ne cam tremură picioarele. Da, noi cei din familie, ca să zic așa, suntem foarte emotivi, plini de emoții pozitive, nu de alta, dar avem emoții pentru că am așteptat acest moment de multă vreme și sunt convinsă că am să plâng. Deci cred că la prima notă când o să înceapă Andra să cânte, eu cred că am să plâng, că nu, trebuie să mă descarc cumva, dar nu mai pot, Aura, deci mă ia cu emoții. Da, și eu la fel, o să plângem, tot spectacolul o să plângem. N-ai fost tu aici veselă și zâmbăreață și o încurajai pe mama? Nu mai pot. Da, e bine, se simte bine, sper eu, așa că abia aștept să văd. Așa că inevitabil va fi bine. Inevitabil va fi bine, sigur. La fel de emoționați au privit spectacolul socrii Andrei. Părinții lui Cătălin și-au încurajat Nora cu cele mai frumoase cuvinte. Cum sunteți? A venit seara cea mare
mare pentru Andra? Aveți emoții? Foarte mari, dar totodată mă bucur pentru ei, am emoții pentru ei. Am și o poziție minunată unde pot să observ totul. Știți ce au pregătit? V-au spus ceva detalii din concert? Ați întrebat sau vreți să fie o surpriză? Nu ne-au spus, decât așa câteva pasaje, dar foarte puțin. Unul dintre cele mai emoționante momente din concert a fost duetul de excepție al Andrei cu tatăl ei, o ipostază nemai văzută până acum. Tatăl meu, Alexandru Mihai. Bună seara! E foarte emoționant să cânți cu tatăl tău pe scenă, surorile mele sunt aici, familia mea este aici în sală, David este aici în sală. Văd așa la Eva. Eva îl imită foarte mult pe David. Așa l-am imitat și eu pe fratele meu, Sandel. Și pe cumnata mea, care nu este ca și o soră, o iubesc foarte mult, Aurora și Sandel Mihai! De data asta vreau să cântăm melodia familiei noastre, care ne place foarte mult și uite, vi se potrivește și vouă, că sunteți frați Vasile și Advahov și noi aici. Și melodia asta înseamnă foarte mult pentru noi, am ținut foarte mult să cântăm acest cântec, pentru că Sandel a compus acest cântec, iar la scurt timp am avut o supărare, ca să spun așa, în familie. Și de atunci melodia asta a rămas adânc așa în sufletul nostru. Drumul vieții ne desparte. Nota 10 cu steluțe. Am plâns majoritatea concertului, deși a fost de bine, să nu mă înțelegeți greșit, dar a fost foarte emoționant pentru noi. Chiar stăteam și cu Aura și cu Diana și cu mama Andrei. Plângeam aici toate trei, ne aduceam aminte de anumite momente pe care le-am trăit. Uite, s-a întâmplat să le trăim și împreună și a fost de-a dreptul superb. Mi-a plăcut extraordinar de mult. La câte piese ai plâns? La toate am plâns, la toate am lăcrimat, dar vă spun mai așa, mai popular. Eu pot să mor acum sau mâine, mi s-a împlinit un vis și gata. Nu. Ai plâns când ai văzut pe tata, gata. Au, păi cum să nu plâng, păi eu știu că tata... L-ai văzut și pe băiatul tău. Toată familia, dar vă spun, Andra, jos pălăria.